Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor. Avem informații de ultim moment pe care vi le prezentăm chiar acum. Cele mai așteptate dezvăluiri bombă, documentul morților dispăruți, care este marea minciună și cine minte populația despre decesele coronavirus. Vorbim așadar despre pandemia fricii, cum ne-au ținut în teroare. Vedeți documentul care îi divizează pe români. Și marele scandal, vor fi ridicate restricțiile doar pentru vaccinați? Este o dezbatere în acest sens și o revoltă studentă. Studenții primiți cu vaccin la examen. Asaltul final al reziștilor apoi asupra justiției și ce ne anunță triumfător este un moment istoric, spun ei. Reziștii au ocupat guvernul și imagini bombă, noua mafie care acționează pe teritoriul României, pericol pentru populație. Descoperirea polițiștilor în acest scandal. Vorbim și despre scandalul colectării datelor populației. Este o decizie radicală. Totul cu invitații mei special de la această oră. Fostul senator Daniel Savu, bună seara, mulțumesc că sunteți în direct alături de noi. De asemenea, Marius Pieleanu, sociolog. Bună seara, Marius Pieleanu. Română, bine v-am găsit. Discuta și cu Sabin Țărmaș, Partidul Național Liberal, și Bogdan, bună seara, și Bogdan Chiriac, analist politic, se va alătura discuției în foarte scurt timp. Ministrul Sănătății, doamnelor și domnilor, prezintă raportul pe tema morților de COVID. De altfel, Ioana Mihăilă este chemată și în Parlament să dea explicații. Asta după o controversă extrem de mare legată de numărul schimbat al morților din cauza COVID-ului. Raluca Curteanu are informațiile. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, Cristina, iată, mâine la ora 10, Ministrul Sănătății va prezenta mult așteptatul raport care va face lumină în cazul deceselor de COVID, va explica cum a fost posibil ca mai bine de 5.000 de persoane să nu apară în raportările oficiale. Așadar, mâine la ora 10 vom primi acest mult așteptat raport. De astfel, așa cum spuneai și tu, Ministra Sănătății trebuie să dea explicații și în Parlament. Ea va fi prezentă luni la ora 16 în Parlament și va explica acest raport. De altfel, Ministra Cristina trebuie să spun că știa de aceste diferențe în cazul deceselor de COVID, însă le-a pus pe seamă unor erori umane. Așadar, mâine va explica mult mai clar cum a fost posibil să se întâmple aceste erori umane. Vorbim, așa cum spuneam, de mai bine de 5.000 de decese care vor trebui explicate. Foarte multe semne de întrebare s-a alăturat discuției. Mulțumesc pentru asta și Carmen Avram, europarlamentar PSD. Bun găsit! Bună seara! Tuturor. Domnule Savu, încep cu dumneavoastră. Un raport care cineva trebuie să ne explice 5.000 de morți? Cum s-a ajuns la așa ceva? Haideți, teoria asta cu erorile umane care ne-au schimbat tuturor viața, s-au luat decizii în baza acestor erori umane, s-au făcut alegeri, oamenii au fost târâți la vot, cum s-ar zice, pentru că n-ar fi trebuit să se facă alegeri dacă erau raportate normal. Eu nu cred în această teorie că au fost erori umane. Cred că, într-adevăr, s-au falsificat datele și pentru asta ar trebui să avem nu numai acest raport, ci era bine și acea comisie de anchetă, pentru că trebuie să știm cum s-a ajuns la acest lucru, în condițiile în care să facă eforturi susținute din partea guvernului, a tuturor astăzi, pentru a-i convinge pe oameni să meargă la vaccinare, să fie cât mai responsabili. Păi numai o lipsă de credibilitate, adică v-am mințit până acum, dar de acum suntem serioși, suntem foarte calculați și vom prezenta datele corecte. Nimeni nu mai poate să creadă de acum înainte, deci este compromis chiar și efortul care se face pentru a-i convinge pe oameni să meargă la vaccinare. Prin această, să spunem, minciună care a fost provocată conștient, zic eu. Nu a fost nimic inconștient, dar până la urma urmei trebuie să dea cineva, să răspundă cineva și penal, odată pentru propagarea de date false, odată pentru că asta cu erorile umane nu prea ține, sincer să fiu. Da, Bogdan Chiriac, va spune cineva care este adevărul sau vom rămâne așa, vom da niște explicații, nu știu, plauzibile, dar atât? Subiectul, în opinia mea, e deja îngropat. Au avut loc alegerile parlamentare, sigur, în condiția în care numărul de infectări nu ar fi permis acest lucru. De altfel, la două săptămâni, ține minte că în jurul Crăciunului numărul de infectări și de decese a crescut foarte mult. Deci am avut niște alegeri parlamentare făcute la un moment nepotrivit din punctul de vedere al pandemiei, soldate cu un număr mai mare de decese, dar subiectul e închis.
Vedeți pe cineva nervos că s-au falsificat 5.000 de oameni decedați, au fost șterși din controle, din interese politice? Eu nu văd pe nimeni, să știți. Și infectații sunt modificați, nu numai decedă. Da, incredibil, nu, dar ar trebui totuși, nu știu, nu-mi dau seama. Carmen Avram, ce trebuie făcut? Dacă ne uităm la acest număr care este foarte, foarte mare, adică noi vorbim despre 5.300 de morți, dar dincolo de cifra asta trebuie să ne gândim că 5.300 de morți reprezintă aproape a cincea parte din toți morții, decedații înregistrați în România, pe de-o parte. Acești 5.300 de morți reprezintă mai mult decât numărul de morți înregistrați în China sau în Irlanda și în alte aproape 170 de țări din lume. Nu poate să fie o greșeală umană, tocmai de aceea PSD a cerut ca noul ministru al sănătății să fie audiat în Parlament și e bine că totuși există un partid responsabil care nu vrea să îngroape o minciună și care cere ca adevărul să iasă la lumină. Pentru că altfel e o bătaie de joc la adresa românilor, cărora li s-a promis adevărul, cărora li s-a promis transparență. A semănat frică și neîncredere în populația României această greșeală făcută de guvernanți și s-a întâmplat această neîncredere exact într-o perioadă de criză care trebuia rezolvată și în niciun caz să mușamealizeze aceste lucruri. PSD vrea să afle adevărul și vrea să elucideze această minciună. Firește că toți avem răspunsul nostru și care este evident pentru cine se uită și care, pentru cine înțelege, erau alegeri și trebuiau ascunse erorile comise de această coaliție de guvernământ. Da, dar nici nu poți lăsa lucrurile așa. Asta zic. Domnule Sabin Sărmaș, reprezentați actuala coaliție, PNL-ul. 5.000 de morți să fie șterși sau pur și simplu evitați? Acum, se ridică pielea pe tine numai când te gândești la 5.000 de persoane. Vorba aceea, te gândești că te bate Dumnezeu dacă faci așa ceva. Domnule Sărmaș, ne auziți? Nu știu că dumneavoastră mă auziți. Bună seara, în primul rând. Am ceva dificultăți în a auzi emisia. V-am auzit la televizor întrebarea, dar va fi dificil să comunicăm în continuare până nu o să vă aud. Mă gândesc că este vorba totuși de o eroare. În niciun caz nu pot achiesa celor spuse anterior, cum că ar fi o strategie planificată în vreun fel. Nimeni nu cred că își propune să elimine și nu văd care ar fi fost avantajele în a elimina un număr de morți, o cifră care pare într-adevăr exagerat de mare. Sigur, Ministerul Sănătății este unul care este pro-transparență de ceva vreme și sunt convins că va face lumină în acest subiect. Repet, sper să se rezolve problema tehnică pentru că nu vă aud emisia pe Skype. Rezolvăm într-un final, ce să spunem, măcar să primim răspunsurile, să vedem. Marius Pieleanu, există în istoria, nu știu, vreunei țări astfel de practici? Se practică așa ceva, să ascunzi morții ca să organizezi alegeri, că știi că tu ești pe val atunci? S-au ascuns morții pentru a câștiga războaie, doamnă. Elita ofițerilor polonezi, din păcate, stă martoră la asemenea chestiuni. S-au întâmplat în... Eu aș spune totuși că trebuie să privim optimist. România se află în fața unui scenariu verde, așa am înțeles de la autorități. Această știre nu o stricăm de dragul adevărului istoric, totuși. E și o vorbă în presă pe chestiunea asta, din câte le aduc eu aminte. Drept urmare, haideți să privim optimist că vine vara și oamenii sunt în scenariu verde, peste noapte și așa, focus, toată problematica COVID-19 s-a rezolvat, pocnind din degete, da? Oamenii sunt relaxați, credeți că România acum se uită la o bâșbăială de cifre, nu vă luați după suma mare. 5.000 de oameni nu sunt nimic în istoria lungă a României. Oamenii așteaptă să se deschidă restaurantele, dacă doriți vă ofer și date în privința asta. 9 din 10, nu mai mult. Să deschidă restaurantele, să se relaxeze, industria ospitalității să fie din nou pusă pe picioare, oamenii să se plimbă fără mască, asta își doresc. La liber, la vaccinare, pentru că oricum acum e o revigorare a vaccinării, un interos sporit față de această chestiune. Ce ne mai luăm după trecut?
Marius Pieleanu. Mai toată lumea cunoaște persoane care au trecut prin boală. Mai toată lumea cunoaște persoane care au decedat, vorba aceea, în urma acestor probleme. Adică sunt situații care au lăsat în urmă foarte multe răni. Deodată așa ștergem tot că a venit vara, că e frumos afară. Doamna, va fi foarte greu să demonstrez. Sigur că Partidul Social Democrat, ascultam aici pe doamna deputată Carmen Avram, foarte bine face. Asta e rostul opoziției, să iasă, să conteste, să ceară, să clarifice, evident. Dar dincolo de asta, e puterea încă proaspătă a unei alianțe care încă are un avantaj uriaș în Parlament, uriaș spun, da? Dacă e să raportez la numărul de voturi primit efectiv, face ce vrea, care e problema, nu vedeți? Marius Pieleanu, problema este că să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă PSD era la guvernare și ascundea 15.300 de oameni legați în lanțuri în Piața Victoriei. Deci, nu ne imaginăm că știm. Adică nu putem trece peste 5.300 de oameni decedați care au fost ascunși sub preș, îmi cer scuze pentru memoria acestor oameni, de către un guvern în acea vreme, în luna decembrie. Adică cum? Asta e o pată, e rupe cartea de istoria României, dacă cineva va mai citi vreodată o carte de istoria României. Mă gândesc. Este pe principiu totul pentru front, totul pentru victorie. Adică dacă s-a ascuns 5.300 de morți, nu poți să treci așa. Sigur că poporul muncitor asta va face. Mi-e teamă de lucrul ăsta. Dar în același timp să nu uităm că la colectiv au fost 70 de oameni decedați în condiții groaznice și a căzut un guvern și bine a făcut că cineva și-a asumat. Acum sunt 5.300 de oameni. Îți dau o veste proastă. Cu cât sunt mai mulți, cu atât ei sunt mai degrabă statistică decât persoane nominale. Dacă rămânem la istorie, totuși, domnul Pieleanu, va rămâne consemnat în istorie că dreapta a organizat niște alegeri punând în pericol viața oamenilor, ascunzând aceste cifre? Păi așa a fost că dacă... Îmi pare rău să vă spun, istoria o scriu cei care sunt învingători. Nu, dar istoria mai rămâne și în fapte. Faptele nu pot fi istoria trecute cu vedere. Istoria e scrisă de învingători. Așa este, de învingători deci, pentru o perioadă scurtă. Da. Nu, pentru veșnicie. E scrisă de învingători. Și cum vor reuși să treacă, cum vor căpăta încrederea populației? V-am mințit la alegeri, dar în continuare vă spunem adevărul. Pare că n-au încredere în actuala guvernare? Sau? După cum să mai duc oamenii la vaccin, parcă nu. Dar nu cred că nu s-au dus cei care au vrut. Mai mult, păi asta este, văd că e teoria principală acum, să ducem oamenii la vaccinare. Să știți că e un exemplu în aceste zile, cum că istoria poate nu întotdeauna este scrisă de învingători, chiar dacă, nu știu, învingătorii rămân acolo la putere. Nu ne uităm ce se întâmplă la primăria sectorului 1 și o să vedem cum se va termina acest scandal. Dar mergem mai departe, breaking news, chiar acum. România ar trebui să aibă certificat anti-COVID de la 1 iulie. Se adâncește astfel scandalul discriminării între vaccinați și cei care trebuie să plătească pentru a obține acest certificat. Vorbim despre testul PCR. În Franța a fost un întreg scandal. Rafaelo Varga ne explică. Rafaelo, bun găsit! Bună ziua, bun găsit tuturor! Se tot discută despre acest pașaport verde pentru cei vaccinați, însă acesta va intra până la urmă în vigoare în România, începând cu data de 1 iulie. Până în acest moment se lucrează la acest pașaport verde de vaccinare. E foarte important, se adâncește odată cu apariția acestui pașaport de vaccinare și scandalul discriminării. Concret, fiecare persoană care s-a vaccinat împotriva COVID-19, care s-a recuperat după această afecțiune sau care deține un rezultat negativ la testarea COVID-19 în ultimele 72 de ore, ar putea să descarce gratuit certificatul verde de vaccinare. De asemenea, acesta va putea fi utilizat și în format tipărit. Dar se vorbește despre discriminare în momentul în care, de exemplu, poate să obțină cineva acest certificat de vaccinare și în cazul unei persoane care se vaccinează gratuit îl poate obține.
pentru că vaccinarea este gratuită, dar, de exemplu, dacă o persoană care nu s-a vaccinat, trebuie neapărat să se testeze și, practic, testarea nu este gratuită. S-a vorbit totodată și la nivel european despre devenirea gratuității a vaccinării, dar peste 22 de state s-au opus. Până la urmă, însă, Franța a aprobat în urmă cu puțin timp instituirea unui pașaport sanitar COVID-19, ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri și parcuri tematice cu prezență numeroasă, o măsură puternic contestată, asta după ce guvernul afirma că va ajuta la redeschiderea economiei. E foarte important, Franța nu a fost inițial de acord cu acest pașaport verde de vaccinare, tocmai pentru că nu erau de acord nici cu faptul că testarea să devină, de fapt, gratuită. La fel, mulțumesc, domnule Savo, o să adoptăm și noi foarte repede toate aceste decizii, pentru că deja ne uităm, așa, din când în când, domnul Arafat ultima dată ne-a anunțat repede că am putea merge pe stadioane sau cine vrea pe stadion, poate să se vaccineze sau să aibă celelalte situații, dar nimeni nu impune vaccinarea. Mă îndoiesc, chiar începuse să mă amuze ideea că noi vom putea să adoptăm această regulă, pentru că îți trebuie o infrastructură și îți trebuie foarte multă tehnologie ca să poți să faci față. Dacă nu vor, această măsură nu va genera o piață neagră a acestor certificate verzi, că așa suntem noi românii, ne adaptăm și se va face o mare afacere din aceste certificate verzi. Vă dați seama cum vor fi ele scanate, ce aparatură îți trebuie. Deci nu este chiar așa simplu, facem certificate verzi și pe urmă avem accesul liber. Bine, se studiază problema asta în toate țările și deja, la noi, probabil că sunt niște băieți deștepți care s-au gândit dinainte cum să facă o afacere din treaba asta. Adică nu știu dacă v-ați vaccinat dumneavoastră, dar primești. Eu m-am vaccinat, m-am făcut și rapid. Dar nu văd cum aș putea obține acest certificat acum. Mă duc să mă înscriu undeva, e complicată. Normele metodologice pentru aplicarea acestor măsuri vorbite sunt foarte complicate și nu ai deloc infrastructura necesară. Eu știu, cine mai știe, doamna Avram, bănuiesc că e acel cod QR care tot foarte simplu va fi trecut într-o bază mare de date, nu? Că și în România există acest sistem de date în care poți să vezi sau de pe care poți să-ți descarci adeverința după ce te-ai vaccinat. Da, apropo de ce spunea domnul Savu, tocmai de aceea unul dintre motivele pentru care se adoptă acest certificat este numărul mare de fraude înregistrat la testele PCR. Mie mi s-a întâmplat, aflându-mă în aeroport, să văd în fața mea un domn care a fost scos din rând după ce a prezentat un certificat PCR care era falsificat. Se întâmplă pe scară largă și atunci Uniunea Europeană a vrut să impună acest certificat care să fie unic și cu elemente de identificare, care să fie, dacă nu imposibil, cel puțin foarte, foarte, foarte greu de falsificat. Pe de altă parte, e o problemă cu aceste teste PCR pe care, într-adevăr, s-au opus foarte multe state din Uniunea Europeană să le ofere gratuit cetățenilor, dar eu cred că se va negocia în continuare și se va ajunge la o variantă pentru ca în perioada în care numărul de călătorii va fi foarte mare să se poată asigura o gratuitate pentru un test PCR celor care călătoresc în baza unei dovezi că urmează să iasă din țară. Asta este bănuiala mea. E clar că nu poate rămâne așa. Există într-adevăr o discriminare în ceea ce privește vaccinul care e gratuit și testele PCR care în România sunt încă foarte scumpe. Dar ea va fi rezolvată, pentru că drepturile fundamentale și nediscriminarea sunt principii la care Uniunea Europeană, Comisia, Parlamentul țin foarte, foarte mult și vor găsi o soluție. La aceasta se mai adaugă un element și aș vrea să vedem ce se întâmplă cu studenții, pentru că este scandal între studenții și conducerea Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Asta după ce reprezentanții instituției au luat în calcul ideea de a nu mai primi la examene studenții nevaccinați sau fără test COVID. Informațiile vin de la colega mea, Aurina Petrea. Bună seara!
Liga Studenților din Iași face acuzații extrem de grave la adresa conducerii unității Universității de Medicină și Farmacie din Iași, pe care o acuză că a luat o decizie discriminatorie. Mai exact, se pare că în Consiliul de Administrație s-a decis ca în sesiune să participe doar studenții care s-au vaccinat împotriva COVID-19, cei care deja au trecut prin boală și aduc o adeverință de la medic și totodată cei care și-au făcut testul anti-COVID și este desigur negativ, cu cel puțin 72 de ore înainte de susținerea examenului. Cei din conducerea Universității de Medicină și Farmacie din Iași susțin că s-a discutat despre aceste decizii, dar încă nu s-a postat nimic pe site, deci această decizie nu este una oficială, motiv pentru care studenții nu trebuie să se îngrijoreze. De cealaltă parte însă, studenții susțin că este doar un tertip pentru ca această decizie să nu poată fi atacată în instanță, ea va fi publicată chiar înainte de începerea sesiunii. Domnule Sabin Sărmaș, reprezentați puterea. Cum puteți evita astfel de situații? Pentru că este clar, pare că din ce în ce mai mult oamenii care sunt vaccinați vor avea facilități, vor putea avea o viață normală. Vor fi discriminați cei care nu fac acest gest. N-aș putea spune că au facilități, dar s-a spus corect. Vor putea avea o viață normală, adică cei care s-au vaccinat. Adică vor putea da examene în sensul acesta. Este foarte grav să nu poți să dai examene pentru că nu te-ai vaccinat? Este, acum, tocmai ați spus dumneavoastră că vorbim în această situație despre, sau colega dumneavoastră, despre un demers care nu este încă unul oficial. Este o situație care trebuie, bineînțeles, analizată în mod particular. Nu este dubiu în acest sens, pentru că totuși e vorba de dreptul unui student de a susține un examen. Dar ce vreau să repet, totuși, anumite restricții sau anumite restricții care se persistă pentru cei care nu aleg să nu se vaccineze, sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. Pentru că, în definitiv, cei care aleg să nu se vaccineze, aleg să mențină la nivelul societății, la nivelul României, o stare de criză sanitară în care noi ne aflăm de o bună vreme de timp. Și va trebui să ne gândim, să deblocăm, până la urmă, țara, România, din punct de vedere social și economic, cu cei care și-au asumat acest demers de a se vaccina. Nu este o chestiune nefirească, nu e vorba de a împărți România în două, așa cum se vehiculează destul de mult. Este, da, iertați-mă, dar e ca și cum ați spune că vaccinarea va trebui să fie obligatorie. Faceți obligatorie și atunci reușim. Așa, dați vina pe cei care nu se vaccinează cumva. Haideți să fim corecți în acest sens, nu putem să facem vaccinarea obligatorie în România, nu poate fi implementată pe lângă faptul că e o idee proastă. Adică nu poți să faci vaccinarea obligatorie, dar poți să alegi să menții anumite reguli pentru cei care aleg să reprezinte o masă încă mare în România, care va ține România în pandemie cu o bună bucată de vreme. Asta este un lucru firesc. Nu știu cât de firesc. Marius Pieleanu, sunteți profesor. Cum e să-ți vină, ceri vaccinarea copilului care vine la examen, să dea examen? Doamnă, sunt niște măsuri de politică publică pe care guvernarea Florin Câțu le poate lua în privința asta, care într-adevăr e o problemă la noi aici, în alte locuri. Eu împreună cu Bogdan Chiria chiar am mai comentat acum o săptămână la dumneavoastră același lucru. Cei din Ivy League, celebrele universități cele mai puternice din lume, din Statele Unite, au decis. De la 1 octombrie vii la școală, începem față în față, că nu mai putem altfel, că e o prostie restul, alternativa asta online, cu o condiție. Dacă prezinți fie un test PCR cu 72 de ore făcut înainte, fie dacă te-ai vaccinat. Sigur, cu excepțiile de rigoare, studenții bolnavi cronici sau cu credințe religioase extreme, ca să zic așa. Și nimeni n-a comentat. Vorbim de Columbia, de Yale University, de Stanford, da, de Georgetown. Adică nu vă gândiți că vorbim de Bioterra și de Spirul Haret. Revenim la noi. Uitați, înțeleg că e vorba de Universitatea de Medicină din Iași, da? În calitate de rector, dacă aș fi fost acolo, cred că puteam să-i pun la masa negocierii, propunându-le câteva chestiuni foarte ușor de realizat. Sunt de acord ca acei studenți care nu vor să se vaccineze să
le plătim noi ca instituție testul PCR, sigur nu așa la infinit, dar măcar la început, dacă ei se înscriu voluntari la centrele de vaccinare. Și dacă sunt de acord să participe la caravane în toată Moldova rurală, în a convinge oamenii, nu numai a vaccina, în a convinge oamenii din zona rurală de ce e bun vaccinul. Că ce să vezi, ei sunt studenți la medicină, nu la sociologie. Doi, sunt de acord cu chestiunea asta, dar sigur nu pot să fac eu politică publică la nivel înalt, propunându-le o altă alternativă. Eliminăm taxa, eliminăm subvenția la transportul pe căile ferate române, pentru că ce să vezi, până acum am fost online, nu aveam nevoie de cale ferată, și cu banii economisiți, statul român oferă gratuitate unei părți semnificative a studenților. Adică vaccinare, adică testarea PCR. Iată că sunt soluții liberale, să le înțelegem, de dreapta, profund de dreapta, educațional vorbim, profund de dreapta. Despre ce vorbim noi? Știți care este ponderea studenților la medicină care s-au înscris voluntari? Făcând o medie națională, nu Babeșu sau Universitatea de Medicină, Carol Davila sau cea de la Iași, sub 10%. Ei urmează să-și facă un jurământ față de cineva anonim care se cheamă Hipocrat. Da? Că sunt în slujba salvării vieții. Cu orice fel de efort. Chiar cu prețul vieții proprii. Da? Cunoaștem, doamna. Vi se par că sunt aberate propunerile mele? Din Marius Pieleanu, mie care mi vine se cu par, mie soluții, mi se par mă rog. Absolut pertinente, dar eu nu înțeleg, doamna Șincai. Deci, Universitatea asta de Medicină, v-a dat, cred că sunt foarte bune soluțiile lui profesorului Pieleanu, dar nu înțeleg ce anume ne liniștește sau ne mulțumește. Chiar nu înțeleg. Deci, ai posibilitatea, fie te-ai vaccinat, fie ai trecut în boală... Gratis. Da, fie ai trecut gratis, fie ai trecut în boală tot pe gratis, fie îți faci testul PCR. Păi, cum să spun? Care costă mult, aici este problema. Doamnă, păi da, atunci paia nu, ai nu, ai la altă iarăși nu. Ce să facem? Vii la examen și infectezi pe nu știu câți alții? Adică oamenii ăștia nu trebuie să protejeze cumva? Bogdan, ei fiind studenți la medicină. La medicină! Atenție, nu la științe politice care se pot face deci, și online. Deci medicina modernă știți foarte bine, are substanțe, chimie de nivel înalt, fizică și matematică, de super nivel, toată aparatura asta modernă cu care depistezi, cu care poți să vindești, laser, nu știu ce. Păi dacă tu n-ai încredere într-un vaccin, în chestiunea asta, iertați-mă, da, nu, poate te duci direct la televiziune, nu la școala de vrăjitoare, da, acolo. De încredere în vaccin, ci încredere în autorități care bâșbuie, n-au care nu-ți fac. Na, ce anume încredere în autorități, doamna Șincai? Vaccinul e făcut de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Johnson, sute de milioane de oameni sunt vaccinați în lume cu asta. Ce aveți cu autoritățile? Te poți duce fără programare, fără nimic, la drive-thru să te vaccinezi. Ce încredere n-ai în vaccin? În ăla care te vaccinează, la cine n-aveți încredere? Mai vedem. Și mai este ceva, dați-mi voie că sunt date. Vă rog, pentru vârsta tânără, 18-25 de ani, că deja s-au făcut studii minimale, dar sigur nu interesează foarte multă lume. 85-90% dintre tinerii studenți ai României sunt dispuși să-și facă vaccinul. Deci este o falsă discuție că studenții, adică să nu înțeleagă oamenii care se uită la noi, că studenții nu vor să-și facă vaccinul. Doamne ferește! Majoritatea lor covârșitoare. Pentru că știți de ce? S-au săturat să stea acasă. Vor să vină să socializeze. Eu, studenții mei de la sociologie, la care predau eu la anul 2 acum, s-au cunoscut 3 luni de zile în primul semestru din 2019. Ei sunt pe Bologna. Și în primăvara anului viitor termină facultatea. Riscă să nu se cunoască, să nu se știe cu cine au fost colegi de grupă. Adică preferă asta chiar cu riscul expunerii. Da. Vă dați seama ce facultăți fac oamenii aceștia, tinerii aceștia, nici măcar nu ajung să se cunoască. S-a vorbit profesorul Miclea, au fost mulți care au ieșit. Aici care poate este tragedia. Sigur. Mergem mai departe cu cei care cataloghează acapararea justiției ca fiind un moment istoric. La discuția din Parlament despre desființarea secției speciale, ministrul Stelian Ion acuză faptul că unii își doresc să se pună Batista pe țambal.
că s-a recunoscut că, de fapt, nu este vorba atât despre SIJ, cât este vorba despre DNA. Înțeleg că unii dintre judecători nu au încredere în DNA, pur și simplu. Ca urmare a unor lucruri întâmplate în trecut, ca urmare a unor experiențe personale, până la înființarea DNA, a fost o liniște totală. Nu era corupție în România, pur și simplu nu exista corupție. La situația asta, de fapt, înțeleg că se dorește acum să se ajungă, adică să se pună Batista pe țambal, DNA-ul să fie redus la tăcere. A reinventa SIJ-ul mi se pare un artificiu nedemn, mi se pare o greșeală fundamentală. Nu facem decât să ne învârtim în cerc și să nu ieșim din acest cerc vicios. Ne apropiem de desființarea secției speciale. Așa se așează lucrurile. Acesta este momentul istoric, să zicem. Nu e o tragedie. Domnule Daniel Savu, care este momentul istoric? Adică ce a vrut să ne spună Ministrul Justiției? Trebuie să coroborăm toate datele. În planul USR-ului de a desființa SIJ-ul stă, de fapt, ideea că acest SIJ îi deranjează foarte tare. Nu numai pe ce se întâmplă la sectorul 1, dar cei care au dominat justiția în ultima perioadă, prin faptul că procurorii de la DNA, cei care vreau să-i ancheteze pe judecători și să-i țină cumva în teroare, având peste 3.000 de dosare la sertar cu judecători și magistrați pe care le țineau cei de la DNA. SIJ-ul a fost o modalitate de a debloca acest lucru și a spori încrederea în anchetarea magistraților de către o secție independentă. Eu chiar în continuare simt nevoia să explic. SIJ-ul fiind secția specială... Independentă. De investigații asupra infracțiunilor comise de magistrați. De magistrați. Singurul mod prin care pot fi trași la răspundere acum, nu magistrații. Și cu numirile în conducere și care nu sunt politizate. Orice vrea USR-ul să facă în momentul de față, fără să țină cont, că asta mă miră, nu spune domnul Stelian Ion, păi a primit aviz negativ de la CSM. Nu există o asociație mai reprezentativă pentru magistrați care să le apere interesele decât CSM-ul. Dacă CSM-ul s-a opus, domnul Stelian Ion, am văzut că vorbește așa, se zice, se zvonește, vorbesc unii, zic niște judecători. Care sunt acei judecători care spun lucrurile astea? Pentru că prin vocea CSM-ului, acest proiect de desființare a primit aviz negativ. Nu mai ținem cont, nu mai așteptăm concluziile de la Veneția, așa cum ei ne cereau în momentul în care era PSD-ul la putere. Domnule, să așteptăm să vedem ce zice Comisia de la Veneția. Păi acum nu mai așteptăm să vedem ce zice Comisia de la Veneția. A hotărât domnul Stelian Ion. Reprezentați aici puterea, chiar dacă nu avem un reprezentant al USR-ului, așa cum este domnul Stelian Ion. Totuși vă bănuiesc că vă asumați și prestațiile Ministrului Justiției. Acum nu pot să-mi asum eu prestația domnului ministru sau nici unui ministru, indiferent că este el PNL sau USR. Însă putem să ne asumăm ceea ce am făcut în Parlament, demersul comun stabilit în coaliție și până la urmă validat în Parlament de a desființa SIJ-ul. Cred că lucrurile pe care trebuie să ne focusăm acum sunt legate de cum întărim mecanismele de control și independența justiției, de asigurare, ca să mă exprim corect, a independenței justiției, în momentul în care SIJ-ul nu va mai exista nici la nivel practic. Pe asta trebuie să ne focusăm. Este un demers, practic, suntem în linie dreaptă în ceea ce privește acest demers. Nu știu dacă are sens să revenim la o dezbatere pe acest subiect, cât timp Parlamentul a decis și noi, ca Partid Național Liberal, împreună cu partenerii de coaliție, am mers în aceeași direcție. Ce văd însă că se întâmplă în ultima perioadă și cred că este oarecum regretabil și sper să se diminueze acest tip de conflicte, văd tot mai mult poziții, dezbaterea poate să existe, dar contradictorii între judecători și minister, ceea ce poate este nefiresc pe alocuri și cred că mai mult dialog nu ar strica. Pentru a evita astfel de situații în care pare că justiția din România intrăm în lucruri poate mult prea tehnice, nu știu, Bogdan Chiriac, ce înseamnă acest moment istoric? Recăderea justiției în ghearele politicului. Asta înseamnă redeschiderea drumului pentru abuzuri inimaginabile, așa cum am trăit în timpul războiului român-român. Asta înseamnă cu desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Mai departe, problema e nu ce spune acest domn Stelian Ion,
Acesta este, era în comisia juridică în legislatura 2016-2020 și a devenit faimos, fiindcă atunci când se discutau legile justiției, el venea cu o boxă din asta și punea muzică la un nivel la care nu se mai puteau desfășura dialogul acolo. Deci ăsta-i om. Deci este o jignire, dacă vreți, pentru România ca un asemenea domn să fie numit ministru al justiției. În rest, ce a băiguit el acolo, chiar e lipsit total de importanță și de relevanță. Cineva dorește să se desfințeze această secție și probabil că se va desfința. Apropo, deocamdată, secția va produs un eveniment fără precedent. Becu a anunțat un primar în ciuda muntelui de dovezi prezentat de presă, dovezi video, primarul de la sectorul 1, investigația desfășurată de SIJ, renumărarea voturilor efectuată de polițiști, arată că, de fapt, fostul primar a câștigat alegerile cu peste 1000 de voturi în plus. E o situație fără precedent și am văzut că trompetele vremurilor noi anunță că important nu e numărul de voturi, ci ce a anunțat Becu. Dar deocamdată ăsta e meritul SIJ. Deocamdată însă procurorul care conduce investigația și a depus actele de pensionare, am înțeles astăzi la DC News, și procurorul a anchetat că șeful de birou electoral la sectorul 1 era un alt procuror și a depus și el actele pentru pensionare. Deci pensiile speciale merg, dar mă intrigă și mă îngrijorează ca cetățean faptul că procurorul curajos care a făcut investigația la sectorul 1, probabil că a fost forțat să-și depună actele de pensionare. Nu-l interesează asta pe domnul Stelian Ion, omul cu boxa, hai să fim serioși, și o rușine pentru cei care au acceptat ca domnia sa să ajungă ministru al justiției, schimbând un ministru liberal al justiției, foarte bun, culmea, liberal, Cătălin Predoiu, despre el e vorba, și a fost dat pe mâna acestui partid, mă rog, atunci distins, când, după cum știți, USR Plus. Da, și-au împărțit din nou ciolanul acolo, ministerele, până la cea mai înaltă oră din noapte. Dan Barna, căci el este, nu, șeful domnului Stelian Ion, și-a băgat astăzi oamenii în ședință. Vicepremierul a convocat la Palatul Victoria secretarii de stat și șefii de agenții guvernamentale din partea USR Plus. Ce au discutat aceștia, ne spune colega mea, Gianina Vatcovici. Bun găsit! Bun găsit! O întâlnire paralelă la Palatul Victoria, pentru că am văzut că a scris despre această întâlnire chiar Dan Barna pe pagina sa de socializare, acolo unde vorbea despre faptul că a avut o întâlnire de lucru cu secretarii de stat și de asemenea șefii de agenții guvernamentale aflate în coordonarea lui, acolo unde au discutat despre, așa cum menționează, îndeplinirea angajamentelor asumate, atenție, doar de USR Plus în programul de guvernare al coaliției, reformele asumate prin PNRR, dar vorbim și despre colaborarea atât dintre Parlament, Guvern, dar și la nivel de coaliție. Așteptăm, vorba aceea, să se facă ședințe între secretarii de stat doar USR și doar Plus până la urmă. Nici nu-mi dau seama unde se va ajunge, cum se poate așa ceva, Carmen Avram, pentru că nu? Într-un final, oamenii aceștia sunt la putere, ar trebui toți să tragă acolo la aceeași nebunie, pentru că, vedem, ne spunea și domnul Sărmaș, nu-și asumă atitudini ca cele ale ministrului justiției sau ale niciunui ministru într-un final. Cred că numai cine n-a vrut să vadă, n-a văzut asta înainte să se concretizeze această coaliție. Se știa că aceste două formațiuni, PNL și USR Plus, sunt pline de resentimente și că nu vor putea funcționa așa cum ar trebui să funcționeze un guvern în timpuri, în vremuri normale și mai ales în situații de criză. Acești oameni nu sunt legați decât de planurile lor ascunse, cu care cred că au venit la guvernare. 1. Să vândă absolut tot ce mai are România. 2. Să privatizeze spitalele României. Și 3. Să desfințeze secția specială despre care vorbeați mai devreme. Niciunul dintre aceste planuri nu este curat, are ceva în spate și niciunul dintre aceste planuri, după cum vedeți, nu are în centru cetățeanul. Deci acolo se fac niște jocuri, pe unele le face PNL, pe unele le face USR Plus și când interesele coincid, le fac împreună, cum e secția specială, de exemplu. Așa vom merge mai departe.
Și din nenorocire ne-am făcut deja de râs grav, grav la Comisia Europeană, care ne-a dat înapoi 3 planuri naționale de redresare și reziliență. Mai mult, de curând, ministrul agriculturii a avut lipsa de bun simț de a participa la o întâlnire cu Comisia Europeană, în care trebuia să vorbească despre banii care ar putea să-i revină agriculturii românești. Domnul n-a fost prezent, i-a iritat foarte tare pe cei de la Comisia Europeană, care au și întrerupt discuția. Cei de la Comisie sunt extrem de uimiți, să spunem, de modul în care s-a prezentat acest al treilea plan de redresare și reziliență. Da, este un subiect fierbinte în această perioadă. Din păcate, asta nu înțeleg politicienii noștri, că acolo unde te duci la case mai mari, la Uniunea Europeană, trebuie să respecti anumite reguli, să fii prezent, să știi să explici, să-ți faci temele, să fii un om de stat. Puțini mai sunt în țara aceasta. Ne venim în câteva momente, pentru că vrem să vedem și noi ce s-a întâmplat în Israel. Adevărate scene de război. Toată noaptea s-au văzut rachete trase. Vorbim despre persoane decedate, vorbim despre români care sunt acolo și care relatează de la fața locului. Imaginile incredibile, imediat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vreau cu toții să analizăm ce s-a întâmplat azi noapte și nu numai în Israel. Au fost atacuri cu sute de rachete asupra statului israelian. Hamas a tras în numai 5 minute 137 de rachete în zone cu civil, după ce un bloc de 10 etaje din fâșia Gaza a fost distrus de forțele israeliene. Cel puțin 3 oameni au murit și alți 10 au fost răniți. Au fost clipe de groază pentru românii stabiliți în Israel. Aceștia au filmat rachetele palestinienilor. Uite acolo. מכוניות, אנשים! היי, חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! אינקרדיביל. לומה este foarte panicată. Toți încearcă să se adăpostească. E incredibil așa ceva. Cât de nebuni pot să fie palestinienii. Bogdan Chiriac, începe războiul în acea parte sau vine spre noi? Am uitat că poate fi așa ceva. Da, am uitat. Nu, războiul nu vine în România, cel puțin nu direct, nu de acolo, dar posibilitatea unui război în țara noastră este extrem de redusă. Însă în Orientul apropiat, cu siguranță nu va fi pace multă vreme de acum încolo. Pe de-o parte, Israelul trebuie să lichideze aceste celule teroriste care i-au pus populația civilă în pericol, după cum vedeți, groaznic acest sunet al sirenelor. N-aș vrea niciodată să aud așa ceva în țara mea și nici într-o altă țară, dacă ne gândim bine. Sistemul acesta Iron Dome a funcționat impecabil, trebuie să spunem lucrul ăsta, fără el probabil că numărul victimelor ar fi fost de mii de ori mai mare. O rachetă din aceea poate provoca multe victime atunci când lovește un centru din acesta civil, iar ei le-au aruncat fix în zonele civile, încercând să ucidă oameni la întâmplare. Hamas așa a procedat, din nefericire. Probabil că o să avem desfășurări, dar Israelul va proceda cum obișnuiește să o facă, chirurgical,
Adică și când Hamas este ascuns printre populația civilă palestiniană, atunci când este luat la țintă un imobil, cei aflați în imobilul respectiv, pare absurd ceea ce spun, dar asta e adevărul, sunt anunțați să-l părăsească, fiindcă imobilul urmează să fie bombardat. Mai departe, fiecare lider al Hamas acum, oriunde s-ar afla în lume, probabil că nu se simte în siguranță. Domnule Savu, asta a fost și un exemplu de disciplină al poporului israelian, pentru că nu numai sistemul antirachetă a funcționat, ci și spiritul lor, care le permite în două minute, când sună alarma, fiecare locuință este prevăzută cu un bunker fortificat din beton, intră cu toții acolo, ca dovadă că n-au avut decât aseară se vorbea de un singur decedat. Astăzi nu știu dacă s-a ajuns la 6, la acest număr mare de rachete, unele care au mai scăpat de sistemul ăsta deosebit de performant de a intercepta rachete în aer, dar mai scapă, că n-ai cum, și iată că n-au avut decât un singur mort. Aseară se vorbea de un singur mort. Ei sunt foarte disciplinați și pregătiți să ducă această viață. Da, sunt foarte pregătiți și disciplinați. Mulțumesc tuturor pentru că ați fost cu mine în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi și vă las în câteva momente alături de colega mea, Andreea Crețulescu, cu dezvăluirile orei în această seară. Andreea, bun găsit! Bun găsit, Cristina, bun găsit, doamnelor și domnilor. E bine, vă arăt în exclusivitate un document oficial de 77 de pagini, o lovitură extrem de dură pentru pensionari. Știți că la guvern se lucrează pentru o nouă lege a pensiilor. E bine, de aici, în această strategie pe următorii ani, o să vedeți ce se întâmplă cu punctul de pensie, o veste proastă pentru 2023 și, practic, în seara aceasta vom devoala intențiile guvernului pe acest subiect și extrem de important, am aflat că din partea executivului se apelează și la experți străini chemați pentru așa numită reformă de la pensii. Sunt de asemenea tensiuni și între reziști după această bombă a fraudării alegerilor de la sectorul 1. O să vedeți că în anumite zone ale USR-ului chiar se caută înlocuitori pentru doamna Clotilde Armand. Extrem de important, devoalăm subiectul și din perspectiva alegerilor prezidențiale de peste 4 ani și la fel de important o să vă arăt și ce se întâmplă cu așa numita relaxare a restricțiilor de la 1 iunie.